Astăzi arată foarte frumos, dar altminteri gimnastica ritmică tot timpul arată frumos, chiar dacă noi nu aveam rezultate așa de importante atunci când am preluat mandatul. Dar astăzi arată foarte frumos pentru că am început să, efectiv să culegem roadele. Și acest lucru, de fapt, se datorează faptului că acum avem condiții de pregătire foarte bune. Datorită Comitetului Olimpic și Sportiv Român, noi avem o sală de pregătire aici, unde suntem astăzi, la acest interviu. Peste dumneavoastră am întrerupt antrenamentul. Nicio problemă. Și avem aceste condiții bune de pregătire. Ne desfășurăm antrenamentele în condiții foarte bune și... Gimnastica ritmică e un sport al grației și al feminității și al eleganței și lucrăm foarte mult cu spiritul, cu sufletul lucrăm foarte mult și atunci condițiile de pregătire sunt foarte importante, că nu poți să te antrenezi într-un garaj și să-i spui fetiței să fie ca o lebădă sau, nu știu, să zboare ca un fluturaș și tu ai grasie pe pereți sau, nu știu, miroase urât în sală. Și atunci avem nevoie de un cadru special pentru dezvoltarea frumuseții și a spiritului. Și profesionist. Și datorită acestui sprijin pe care îl primim de 3 ani buni de zile de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ne antrenăm aici în sala aceasta și au apărut și rezultatele, pentru că dacă noi n-am mai plecat din sală când se termina ora de antrenament, am plecat atunci când se realiza sarcina de lucru, normal că au apărut rezultatele, pentru că Până înainte cu 3 ani, antrenamentele noastre se desfășurau după un program. Rulam covorul, strângeam covorul, aveam 4 ore o sală închiriată pe Temir, unde nu mai știm, și lucram acolo, iar în momentul în care ora se termina, trebuia să plecăm. N-am făcut sarcina de lucru, plecam. Și atunci rezultatele erau cum erau, pentru că noi niciodată nu terminam, să zic așa, antrenamentul, job. De când avem această sală, practic nu mai plecăm decât atunci când treaba este foarte bine terminată, realizată, sarcina de lucru bifată și zi de zi făcând chestia asta, încep să apară rezultatele. Știu că nemulțumitului se ia darul, dar totuși se poate mai mult pentru gimnastica ritmică din punct de vedere al infrastructurii? Adică poate ar mai fi nevoie de o sală, poate... Clar că nu este de ajuns să ai o sală la loturile olimpice sau la loturile naționale. Este clar că fiecare club din țara aceasta, noi avem 30 de secții. E clar că toate aceste cluburi ar avea nevoie de o sală propice pentru gimnastica ritmică. Practic în România sunt doar 2 săli unde se intră non-stop și sunt exclusive pentru gimnastica ritmică. Vorbeam de acel covor. Noi ani de zile ne-am antrenat pe parchet, pe dușul meu, fără acest podium pe care stăm noi acum. Acest podium le oferă gimnastelor posibilitatea să-și protejeze articulațiile, că este elastic. Nu se mai uzează atât de repede, nu mai intervin accidentările. Ori vă dați seama, în trecut, noi când luam doar carpeta aceasta de deasupra pe o dușumea și fetele noastre săreau acolo. Deci clar că e foarte important să avem o sală dedicată gimnasticii ritmice, ceea ce acum avem, dar ne-ar trebui mai multe. Întotdeauna este loc de mai bine, cum spuneam.